acum. O zi să las că mă scos. Acum e full. E full acum, atât buiet, eu fost la înălțime, e gata, o iubire, aleau, o iubire, aleau, da, bobită. Salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Ne-am luat jocul de la genunchi, că vecinul m-a ridicat până în slăvi, a zis că vrea să încarce bluietele astea. Au auzit că are putere mare, are 3000 de vați și se poate se duce până la 12000 de vați. E 12000, 12000 de vați, da, 12 kW. Da. Haideți să desfacem, să vedeți ce jucării am primit eu aici. Să vedeți ce jucării am primit eu aici. Ia să dăm acum. Ia să dăm noi, să tăiem de aici jos frumos. Abia aștept să duc eu toată stația asta, aici cu baterie, să duc acolo la struț, la ferma cu struț, la Mihăiță, că am nevoie. Am tocător acolo de vegetale și îmi trebuie neapărat curent. Posibilități cam redusă, iar cu generatorul cam complicată treaba. Face și mult zgomot și e consumul mare. Ia să vedem noi, ia să trecă opa, altă cutie, frate, cutie, o cutie și altă cutie. Ia să văd, eu reușesc. Desfacem, domnule, de aici, să vedem ce găsăm aici. E, prima dată și prima dată. Ia să vedem noi, aici avem cărțulii. Cărțulii, certificat aici. Bluieti, carticica, aici AC300, stație portabilă, power, portabil power stație, da, ia să vedem noi aici, aici e cartea ei, cu tot ce înseamnă, descriere, ia să vedem noi, cabluri, ia să vedem ce avem aici. Cabluri de conectare, de panouri solare, toate astea. Ia să văd. Haide mă, cum te desfaci de aici. Ia să vedem. Deci, asta este un cablu. Asta e cablu de brichetă. Asta este cablu de priză. De la 220, probabil. Așa. Și asta cred că este numai de la panourile solare. Eh, dar le văd eu acum și că trebuie să scrie aici pe fiecare, cu etichete, cu instrucțiuni. Punem cablurile astea la loc. Așa. Ia să vedem. Ia să facem noi de aici. O, așa. Dăm un pic deoparte. Ia să vedem noi ce avem aici. Mamă. O, da, trebuie să o dau jos, mă curenta, cred că deja. Opa, așa. Ia să vedem. Asta e stația, domnule. Mamă, dar și mișto-i. Are aici priză.
pentru 2,20. 1, 2, 3, 4, 5, 6 prize. 220, 240, deci 3000 de watts în total, da? Bun. Ia să mai vedem aici ce avem. Aici e 12 volți, 30 de amperi. Aici 24 de volți cu 10 amperi. Așa. Aici unul port USB de 100 de watts. USB de 18 watts, deci 20. Aici alt port USB, două porturi de 5 watts. Aici e butonul de pornit oprit. Așa, și aici două sloturi de 15 watts pentru telefonul mobil. Pui acolo și le-ai încărcat. Bun. Deci asta este stația. Partea frontală, partea dorsală. Ia să vedem partea asta aici ce are. Ia să vedem noi, domnule, ce avem aici noi. Da. Ia să vedem aici, are căpăceli frumos, care trebuie să le deșurubăm. Așa, deci asta este curent continuu, 220, 240, 18 amperi. Deci aici trebuie pus ca să încarci. Deci ca să o încarci, cred că. Ia să vedem dacă e... Nu e out, e input, da? Ia să vedem aici. Aici tot la fel, e pentru 12 volți. Pentru 12 volți. Așa. Asta e comunicațiune interfață. Ia să vedem noi. Deci probabil că trebuie să cuplajul. E că vedem noi și facem aici cu asta. Ce mai avem aici? Opa, baterie. Bateria 1. 51,2 volți. Bateria 2, dincoace. Așa, deci bateria 2, tot așa. Deci aici se pune bateria B300. Nu se conectează la panouri aici? Păi nu cred că e aici, nu. Aici e baterie, sigur. Ia să vedem un pic. Doamnă, ia să nu mă derutați cumva, că n-avem nici aici. Păi nu, cred că nu se conectează aici, cred că prin baterie, bateria o conectează aici, zic eu. Da? Asta mă mai uit. Mă mai documentez aici. Așa, ia să vedem noi. 12-15V, 220, bun. Așa, ia să vedem noi ce avem din coaș în cutia asta. Hai să desfacem pe aici. Ia să vedem ce avem noi aici, domnule. Deci aia e stația, aici trebuie să fie, cred că, bateria. Bateria. Ia să mai vedem aici. Mamă, dar ce cuplaj aici. Are niște cuplaj aici de forță, de numai. Așa, ia să vedem. Instrucțiune aici, carticică. Asta. Și a fost ceva din aici. Sau a fost așa. Asta este cablu, cred că de la panou solar. Și asta este... Mamă, și cuplaj aici. Ce cuplaj aici? Uhuhuhu. Păi asta e solid, frate. Da, deci asta e de la baterie la stație. Ia să vedem. Așa. Vrem și astea de aici. Așa. Mai are și orice aici, nu mai are. Mamă, dar bine s-a îmbalat. Uhuhu, asta e grea. Oi, Doamne, dar și grea e asta. Ia să văd eu cum. Asta e greuță. Ia să o dăm noi. Deci asta trebuie să stea, cred că peste aia, zic eu. Ia să vedem, așa se pune. O ține aici jos, ține. Bun. Deci 3072 de watts oră. Da. Ei, și se pot pune până la 3 baterii, cum am înțeles eu. Și trebuie să la 12.000. De vați, dar nu vați oră. Asta e maxim ce poate să dea stația. Ia să vedem noi. Le cuplăm aici și să se și ceva. Ia să vedem și ce avem pe aici noi. Așa, baterie, baterie. Așa, intrări, intrări. Adaptor. Deci asta trebuie să fie adaptor. Da, aici 12 volți. Da, bun. Ia să vedem noi unde, ce mai avem.
cuplaj. Bateria 1, bateria 1, bateria 2. Ia să vedem noi aici cum stau lucrurile. Studiem, domnule. Luăm cartea frumos și vedem cum trebuie conectate. Am deslușit aici și cablurile astea. Asta e de pe priză, asta e de pe panouri solare. Am să le fac și proba, acum să vedem. Văd că are aici așa, cu care și cu care. Da. 2. Trebuie să pui 2-ul cu 2-ul. 2-ul cu 2-ul și 1 cu 1. Da. Deci la panourile solare. Și astea se poate pune de aici. Ia să vedem. PV, PV. Uite așa e. Asta ca să-l încarci la mașină. Deci le cuplăm de aici, iar ăsta ține de la panourile solare. Da. Deci facem și pe asta frumos, ca să le vedem. Iar din coace, eu căutam șarjă, domne, să văd ca lumea, dar nu, ăsta se bagă direct în priză și are acolo înăuntru stația, are tot ce-i trebuie. Stația are tot ce-i trebuie. Iar acum să vedem cum îi facem noi cuplajul aici, de la baterii. Bateria 1, bateria 1. Bateria 2. Ia să vedem noi. Bateria 2. Deci îi pun de la B1 la B1, nu? Cam așa ar trebui. Ia să vedem. Mamă, dar câte căbluri ele și câte cabluri are aici. Merge? Cred că așa. Deci, când vrei să scoți, ia să iau. Așa, deci, ăsta e ca să ridici în sus, ăsta e să blochez. Deci, băgăm așa frumos, cuplăm, așa. Ia să vedem, acum să punem aici la, tot la B1. Ăsta, cum e? Așa trebuie să-l pun. Așa, ca să-l blochez, să-l deblochez. Ia să vedem, așa am făcut. Ia. Uite, domnule, avem și curent, avem de tăte. Ia să vedem noi. Și s-o închis? Acum s-o închis, s-o deschis. Ia să vedem noi ce avem acolo. Avem așa. 55% avem încărcare. Încărcare nimica, consum nimica. Aici sunt panourile voltaice, da? Iată că aș aduce un panou voltaic aici să vedem de curiozitate dacă încarcă sau nu, da? Înainte de toate e să aduc să-i facem proba, să vedem ce fel de curent are, domnule. E să aduc un flex. Să aduc un flex să văd cât rezistă, cât scoate. Păi acolo eu dacă îi pun panouri solare, am înțeles că are 2400 de W încărcare pe panourile solare. Vă dați seama ce șmecherii că duce toată casa, o casă întreagă o duce. În 10 ore îs 24 de kW. Ce cauți acolo, doamnă? Cred că ai și un cadou. Un cadou? Așa arată. Da, ia pune-l aici un pic. Stai o leacă, când îi mulțumești acolo, dă un pic hârtiuța aia. Dă un hârtiuța aia. Da. Deci, thank you. Este programul ăsta LAF care sprijină 1 milion de familii africane, în sensul că cei care achiziționăm asemenea stații, probabil că vin în ajutorul unei familii africane care nu are lumină, nu are curent. Și prin metoda asta, deci ajutăm familiile nevoiașe din Africa, da. Te rog frumos să deschizi, vedem ce e înăuntru. Da, deci aici e o cărțurie, probabil cu istoricul și despre, uite cu ce sprijină e. Probabil, uite, cu solar sistem dintre ăsta, vezi? Deci, sunt 600 de milioane. Deci, un program interesant. Da, da.
Deci un program de sprijinire a copiilor, a familiilor din Africa, dar probabil că ei beneficiază cel mai mult ca să poată să-și facă temele și să vadă și ei, eu știu eu, un program, să vadă ceva, să-și poate încărca un telefon, un laptop. Da, și aici probabil e o mulțumire, un fel de medalie pentru cei care participă la programul ăsta, da. Da, oh, așa este. Interesant. Da, deci uite, noi sprijinim familia cu numărul 22.439. Da. Deci cei care o să achiziționați un sistem dintre ăsta o să primiți așa ceva și o să fiți mulțumiți că ați luminat casa unor oameni care chiar au nevoie de lumină, de curent electric. Ce frumos! Da. Plachetă, așa. Hai să vedem un pic, să probăm și stația. Și să vedem și cum, da, deci am descoperit tainele secrete ale stației. Se încarcă direct la priză, deci cam 1800 de watts, iar pe solar 2400, respectând voltajul. Deci și faceți un calcul, deci am înțeles vreo 3000 de watts în total, când găsești curent mai mult și ia numai cât îi trebuie. Da. Hai să vedem o leacă, să probăm, să vedem cum, cât rezistă, cât putere are și să mai pot pune încă 3 baterii dintre astea deasupra. Deci care înmagazinează câte 3072 de watts. Da, hai să vedem o leacuță că dacă ne dă curent sau nu mai ia. Ia domnule, să facem probă aici, să vedem care-i treaba aia. Ia să-i facem noi o probă aici. Asta are 1500 de watts. Ia să vedem compresorul ăsta. Ia uite-l, domnule, ia uite-l. A, uite-l, domnule, natură și aventură. Ia uitați-l aici, ia. Cosașul, ia. Ia. De sus, de acolo, din verdeață. Da, ia uitați-l. Ia să vedem noi ce avem aici. Așa, bun, avem 54%. Ia să vedem acum, să băgăm în priză. Să băgăm în priză. Așa. Asta nu a plecat. Ba da, ce? Off, acum să-i dăm... Ia să vedem, să-i dăm on. Ia. Nu vrei? O plecat, domnule. Ia să, cât consumă? 1051. 1051 de watt. Deci avea 3.000 și cât, 3.400. 3.000 și. Da, ia că ne uităm pe filmare să vedem. Deci 3.000 și ceva de watts care le ducea. Deci un rotopercutor, un flex, compresorul. Deci face treabă, domne, face treabă, nu mai discutăm. Și dacă mai băgăm încă 2 baterii de astea deasupra. Băi, Cosașule, dar și faci tu, ai stat. Faci și el probii. Faci probii? Ăsta e ajutorul meu, ca să știți. Deci ăsta e ajutorul meu din nădejde, da. E mascota emisiunii. Cosașule. Da, nu pot acum să-i pun panou solar, că, ia uitați, e înnourat, e spre noapte de acum, nu-i spre zi, și oricum panourile solare nu prea produc la ora asta. Așa că, da, ia să vedem, ar fi trebuit să pun bateria de desubt și stația deasupra ca să pot să îmi pun și eu telefonul la încărcat. Da, deci de dus duci. Ați văzut, 3.000 și ceva de watts. Nu, eu am fost atent să nu-mi prind mâinile pe acolo, pe la sculele astea. O să-l bag și la tocătoare, dar stați aproape ca să-i vedeți toate capacitățile și toate posibilitățile. În următorul videoclip o să vin cu alte informații, până atunci mă mai documentez și eu. Și
o să vă țin la curent. Cei care doriți, o să las un link în descriere de la cei de la Blue Yeti și haideți să ajutăm un cum să spun eu, un cerc de africani, o familie din Africa să aibă curent. Deci prin achiziționarea unei asemenea instalații, a unei stații dintre astea de strâns, de capturat energie. Eu o să o folosesc de la soare pentru că acasă am curent, dar acolo la ferma distrusă o să-mi fie super necesară și foarte utilă pentru că am de folosit, cum am spus, moară, tocătoar, pompe de apă, compresor și mai multe instrumente dintre astea care consumă curent. Și ziua o să încarce, o să iau și niște panouri solare, ziua o să încarce de la soare și o să am curent suficient încât să îmi fac toate treburile acolo la ferma distrusă. Da, deocamdată mulțumesc pentru atenție, la revedere, să ne vedem cu bine!